Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Au apărut casele de marcat lente în supermarketuri. În supermarketurile franceze, ci că au apărut casele de marcat lent. Noi avem mai de demult case de marcat lente în supermarketuri. Dar nu le știi, sunt casele alea, Klaus. Casele marcat Klaus. Ce-a făcut? Înțeleg ce ai făcut aici. Erau într-o perioadă, erau mai dese. Deci, clasele, nu, dar ideea e foarte bună. Deci, fiți atenți, noi glumim, dar e foarte mișto. Casă de marcat lente în supermarketuri franceze, special pentru persoanele care doresc să stea de vorbă cu casierițele când își fac cumpărăturile. Fără să afle nevestele. Sau ceva. Da. Asta taxează e la minut sau cum? Nu-mi dau seama. Noi avem, eu spun, dar noi avem și cozi strânse. Nu știu dacă francezii au. Eu am remarcat că mai ales în țările din estul Europei, Rusia, asta, România. Senzație că ajungi mai repede la casă dacă stai acolo înghesuit în ala din față. Și mai ales la cozi la ghișee. Dacă trebuie să plătești taxe, nu știu, ai văzut cum... Nu, pandemia ce a mai schimbat lucrurile astea. Stau oamenii strânși unii între alții, așa. Mai mult sau mai puțin a schimbat. E în continuare la fel. Da? Da. Să nu se bage mai cineva în față. Asta, mai asta e, asta e fanul cozilor, mă. Mai auzi o vorbă, o șapte. Fanul cozilor. Auzi, dacă rezolvi, de exemplu, ca tu atunci când intri pe ghișeu.ro, să stai mai înghesuit așa într-un scaun mai înghesuit. Nu, că nu-mi place în grămădeala, nu, o detest. Dar îți place să asculte. Nu înțeleg fenomenul, nu-mi place. Eu nu unde văd coada am plecat. Bun. Clienții pot alege în Franța o astfel de casă de marcat unde cumpărăturile sunt scanate ceva mai lent, tocmai pentru a lăsa timp suficient pentru conversații între cumpărători și persoana de la casă. Cum le scanează mai lent? Și ce mai ziceți? Ce mai faceți, domnul Petreanu? Crezi că vă mai faceți, monsieur Petreanu? Automatizarea și toate tehnologiile scurtează timpul de petrecut într-un supermarket, iar relațiile dintre cumpărător și vânzător s-au redus foarte mult, observă colegii de la știrile TVR. Dar nu e mai bine așa? Adică, serios, cum vi se pare? Pe mine, casele astea de marcat automate, dacă sunt însoțite și de o aplicație prin care poți să scanezi singur cumpărăturile, sunt bucuria mea. Aștept magazinele alea supermarket în care doar să pui în coș, după aia să pleci, să-ți ia banii automat. Sunt un pic... Se mai întâmplă. Ce să zic? Ești pe dezumanizare completă. Pe mizantropie totală. Nu vreau să interacționez cu nimeni în supermarket. Vreau să mă duc să cumpăr și să plec. În București, cel puțin, că nu știu cum o fi prin restul țării, cele mai multe supermarketuri deja au devenit rara avis casierițele. Sunt astea automate. Mamă, dar sunt diverse sisteme. La Băneasa aici, cred că are 4 case cu casierițe. Restul până la 80 suferă. Dar sunt oameni care suferă, mă. Adică eu am văzut la alea 4 case, sunt cozi. Și atenție, deci la supermarketul despre care vorbim noi din Băneasa, mai mult decât faptul că sunt case automate, le-au făcut jumate, la jumate se poate plăti cu cash. Că aici era o problemă majoră. Serios? Pentru mulți dintre conaționalii noștri, nu aia cu cardul nu funcționa. Și atunci stăteau la casă spre a plăti cu cash, m-am gândit eu. Dar chiar și așa, acum fiind foarte multe case cu cash, acolo, repet, cum zice George, sunt gen 30 de case de-astea unde poți plăti cu cash, cu card, doar trebuie să scanezi singur produsele, și 4 case cu casier unde e coadă permanent. Deci sunt unii care, domne, refuză. Da. Mie îmi plac astea automate, sunt ok. Ce mă deranjează e suspiciunea de furt. Aia, știi, suspiciunea că, că fură. Înțeleg că se fură. N-am nicio îndoială că se fură, dar mă deranjează că mă suspectează pe mine. În sensul că mă pune să... Da. Nu știi niciodată. Da. Știi, sunt diverse sisteme, am remarcat, cu cântărire. Și unul dintre magazinele astea, cash and carry mart, aici, din nordul capitalei, m-am dus să iau ceva și peste tot era aplicația de self-scan, acum descărcați aplicația și faceți, scanați singur tot. Asta e perfect, gata, am rezolvat. Scanez, intru cu coșul și ca să activez vorbesc cu doamna de la intrare. Și doamna se uită, zice, dar să nu țineți pungile în coș. Aveam 2 pungi în coș, înțelegi? Goale. Sacoșe, da. 2 sacoșe goale. Rafi. Răfi, da. De la alt magazin. Știi? Mă gândesc la angajați care se uită și văd de la alt magazin. Am furat un client de la Alilanții, știi? Bun, nu contează. Cum adică să nu țin pungile în coș? Nu, zice că la sfârșit trebuie să cântăriți produsele cu tot cu cărucior. Deci te duci într-un loc și te cântărește, știi cum cântărești tirurile la intrarea în țară sau ceva. Știi? Și dacă aveți pungi pentru 30 de grame, se resetează, vine paza, nu știu, e complicat. Deci... Normal, că poți să furi șofran.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.